Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara s-a reunit luni pentru a pregăti partea a doua a sezonului. Al violeții mai au de jucat 11 etape din Liga Zimbrilor, dar și în Cupa României se va păstra lotul cu care s-a disputat sezonul de toamnă, iar pregătirea de iarnă se va efectua pe plan local. Încă din prima zi au fost programate două ședințe, una la sala de forță dimineață și una în sala de joc după amiază. În 27 și 28 ianuarie vor avea loc două meciuri amicale cu Potaisa Turda, ambele în deplasare. Primul meci oficial este programat în 3 februarie, când Poli va primi vizita celei mai bune grupări românești a ultimilor ani, Dinamo, echipă aflată în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor. În clasament, Poli este pe locul 12, loc de baraj pentru menținerea în Liga Națională cu 13 puncte. Lider este Dinamo cu victorii pe linie, iar pe locul secund se află Minaur Baia Mare cu 12 puncte mai puțin. Lanterna roșie CSM Oradea nu a acumulat niciun punct. Antrenorii lui SCM Poli sunt Mihai Rohozneanu, principal, și Sorin Sărândan, secund.